La cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur s-a prezentat și un tânăr din Serbia. Este vorba despre Alberto Pauța, Alberto Valentin Pauța, și nu doar că s-a prezentat, dar a obținut și premiul întâi la secția de instrumentiști, premiul întâi cu taragotul, cu clarinetul său. Ce reprezintă pentru tine acest premiu, Alberto? Păi, pentru mine este, sincer, o mare bucurie. Nu mă așteptam să cuceresc un asemenea premiu, chiar că am venit din Serbia și... Nu știu ce să zic, sincer, sunt foarte așa fericit. Ești fericit, ești emoționat și ai așa o modestie. Parcă nici nu-ți vine să vorbești despre premiul pe care l-ai obținut. Păi, sincer, nu știu ce să zic, sunt fericit și doar atât. Atunci spune-ne de unde ai venit, din ce localitate, Alberto? Eu vin din Serbia, satul Coștei. E un sat, e sat de români. Sunt foarte mulți români, avem și prima școală românească, și muzică, și cor, de toate, la noi, limba română. Și de când ai început să cânti la clarinet? Când? De 7 ani la clarinet. 7 ani cu profesor, și de ce clarinetul și nu alt instrument? Păi când de 7 ani la clarinet, singur, adică am făcut la început cu profesor, dar nu pe note și astea, după ureche. Și după aia m-am început la saxofon să cânt, când de 2 ani și ceva la saxofon. În familia ta se cântă? Nu, chiar nimeni, singurul. Și cum te-ai gândit să vii aici la Alba Iulia, la Festivalul Strugurele de Aur? Păi am avut un prieten care tot mi-a bătut la cap să vin și eu aici, a zis că e foarte frumos și m-am gândit, hai, de ce nu, poate o fi o ocazie foarte mare. Știi că aici la noi există postul Radio România Antena Satelor, care difuzează muzică populară și sprijină tinerii interpreți valoroși. Da, am auzit de chestia asta. Îți doresc mult succes, Alberto, și de acum încolo, și te felicit pentru premiul întâi pe care l-ai obținut în anul 2016 la Festivalul Strugurele de Aur. Mulțumesc foarte mult, este o fericire foarte mare pentru mine.